Mulțumesc, domnule președinte. Declarația politică se intitulează Guvernarea de dreapta condamnă România la sărăcie, fric și foame. Stimați membri ai Camerei Deputaților, în acest moment avem un guvern demis, un guvern nelegitim, care nu mai reprezintă pe nimeni și nimic. Și cu toate acestea, acest guvern pe care îl girați în mod fascist în continuare, își permite să sfideze legea și pe cetățenii acestei țări și să împartă bani publici în mod discreționar pe criterii politice. Hotărârea de guvern prin care fostul prim-ministru Câțu a alocat bani către primării din fondul de rezervă, prin care își achită cu banii românilor nota de plată către primarii și președinții de consilii județene care l-au ajutat să devină șef la partid, nu este doar o ilegalitate, dar și o bătaie de joc față de cetățeni. În alocarea a 1 miliard de lei, bani care în proporție de 80% au mers către administrații conduse de PNL, nu s-a ținut cont de nimic, de tipul unității administrative teritoriale, de mărime, de numărul de locuitori sau de angajamentele în derulare. Milioane de oameni care trăiesc în localități conduse de administrații PSD nu există pentru guvernarea pe care o patronați pe bani publici ca pe proprie afacere. Milioane de oameni sunt condamnați de către guvernarea de dreapta la sărăcie, foame și frig. Guvernarea de dreapta, iată, a readus în prim plan realitatea hidoasă pe care unii dintre noi am trăit-o în timpul regimului Ceaușescu. Pur și simplu nu vă pasă că în condiție majorărilor masive ale tarifelor la energie electrică și gaze, fără un minim de sprijin, școli, creșe, grădinițe, spitale și multe alte instituții publice vor rămâne în frig și în tuneric. Stimați colegi, județul Gorj este printre județele care au primit cei mai puțini bani la repartizarea făcută din fondul de rezervă. Sunt primării din județul nostru care nu au primit niciun leu. Municipiul Motru, de exemplu, nu a primit niciun leu. În prag de iarnă, deși se află într-o situație pe care chiar și guvernanții o consideră gravă și urgentă și care poate lăsa la iarnă în frig școlile, unitățile medicale, instituțiile publice și populația acestui oraș. Modul în care a acționat guvernul reprezintă o infracțiune. Din acest motiv, PSD va cere tragerea la răspundere a tuturor demnitarilor implicați și va solicita anularea în contencios administrativ acestui act normativ criminal. Vă mulțumesc, deputat PSD Mihai Weber. Mulțumesc, domnule deputat Weber, din partea